Înscrierea absolvenților învățământului liceal la examenul de bacalaureat s-a încheiat la finele săptămânii trecute. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Olt, peste 2500 de absolvenți de învățământ preuniversitar s-au înscris pentru a susține examenul de maturitate. Peste 15% dintre aceștia sunt din promoțiile anterioare. Cel mai vârstnic candidat la diploma de bacalaureat se apropie de pensie. Pentru examenul de bacalaureat din acest an s-au înscris 2575 de elevi, dintre care 380 din promoția anterioară. Deci din actuala promoție 2195. Cel mai tânăr, cu ghilimele, candidat, dacă doriți, sau cel mai cu experiență, este născut în anul 1963 și va da examenul de bacalaureat la Liceul Tehnologic Danubius din Corabia. Să sperăm că va fi cu succes pentru dumnealui. Numărul elevilor înscriși variază de la o unitate de învățământ la alta. Cei mai mulți vor susține probele la liceele teoretice din municipiile județului, iar cei mai puțini sunt cei de la liceele tehnologice. La nivelul acestor licee nu au fost constituite centre de examen. Elevii înscriși la BAC urmând a susține probele în alte centre. Cei mai mulți elevi s-au înscris la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Caracal, 250. Mai avem la Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, 239 de elevi. La Colegiul Național Radu Greceanu Slatina, 213. De asemenea, Liceul Teoretic Nicolae Titulescu din Slatina, 239 de elevi, la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza 223 și cei mai puțini la Liceul Tehnologic Constantin Filipescu din Caracal, un singur elev, iar la Liceul de la Izvoarele niciun elev. Examenul de bacalaureat va debuta pe 14 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice. Pe 28 iunie va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Examenul va continua până pe 1 iulie, când se va susține proba scrisă la limba maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 5 iulie. Ca și în anii trecuți, și în 2021 va avea loc o a doua sesiune.